Bună ziua și bine v-am găsit la Aha-ul Săptămânii. Astăzi îl facem cu o zi mai târziu, dar îl facem la 12:30, așa cum am obișnuit. Din păcate, ieri nu am putut fi prezent. Vorbim astăzi despre cine ești tu pentru colegii tăi, sau mai degrabă, cine sunt colegii tăi pentru tine, în ambele sensuri. Am lucrat în ultima vreme, dar de fapt de când lucrez business coaching și eu am la rândul meu mai multe afaceri făcute cu membrii de familie, cu prieteni, pentru că sunt primele persoane de la îndemâna noastră cu care să facem ceva împreună atunci când ne vine o idee. Sau lor le vine o idee și se gândesc la noi prima dată să facem ceva împreună. Așa că mai mulți oameni cu care am lucrat au fie asociați, fie angajați, fie sunt angajați în parteneriate cu membrii ai familiei, fie părinți, fie soț, soție, fii, fiice, cum le zic ei, copiii mei, care nu mai sunt copii de mult, fie veri, verișoare, unchi, mătuși, prieteni foarte buni și așa mai departe. Da? Văzând asta, am observat că atunci când se comunică între două persoane care au mai multe roluri împreună, nu se știe cine cu cine vorbește. Vă dau un exemplu. Am lucrat nu de mult cu o familie, o soție, care dețin împreună un business și care și lucrează în acea afacere împreună. Amândoi sunt asociați, unul majoritar, celălalt minoritar. Sunt soț-soție, bineînțeles că sunt și prieteni. E cazul fericit în care sunt și prieteni. Au și copii împreună, deci vorbește și tata, vorbește și mama câteodată. Și în business, unul dintre ei are un rol de director general și încă un rol de director de vânzări și ea are un rol de director operațional. Ei bine, acești oameni când stau de vorbă, nu se știe cine a vorbit cu cine va vorbi. Adică atunci când el spune ceva, ea nu știe dacă a vorbit soțul, dacă a vorbit tatăl copiilor, dacă a vorbit prietenul, directorul general, asociatul sau directorul de vânzări. Nu se știe cine a vorbit. Și emite o propoziție. Ea când aude propoziția, răspunde. Și nu se știe cine a vorbit. A vorbit soția, a vorbit iubita, a vorbit mama copiilor, a vorbit asociata sau directoarea operațională. Sau un simplu coleg. Da? Și având aceste variațiuni, într-o parte 5-6 roluri, într-o parte 5-6 roluri care se combină între ele, ies mari neînțelegeri. Cele mai mari neînțelegeri pe care le-am văzut în asemenea parteneriate vin din confuzia de rol. Nu din problemă, nu din ceea ce se discută efectiv, ci din cine zice ce zice acolo. Și atunci, care ar fi soluția? Soluția este ca atunci când stau de vorbă cei doi, să fie foarte clar din ce rol se vorbește. Adică atunci când vin spre tine eu și sunt și partenerul tău și fratele tău sau mai știu ce alt rol, vin și spun, băi, vin acum spre tine din rolul de asociat. Și aș vrea să vorbim despre viitorul firmei noastre. Sau vin spre tine din rolul de angajat director de vânzări și uite ce problemă întâmpinăm aici. Și mă adresez directorului general. Te rog, vorbește cu mine din rolul de director general. Și în momentul în care ne observăm unul pe altul, că intrăm în alt rol, să întrebăm dacă într-adevăr sunt... Auzi, tu acum ești directorul general sau ești frate meu? Sau ești taică meu? Sau ești fiul meu. Da? Faceți această reglare cât mai des, întrebați, nu acuzați, a, acum te comporți ca și cum ai fi taică meu. Nu, nu așa. Puneți întrebarea, din ce rol ai venit cu această întrebare sau din ce rol ai venit cu această soluție? Cine ești tu acum în conversația cu mine? Și cine vrei să fiu eu în conversația asta? Da? Către cine ai venit? Ai venit către fiul, ai venit către prietenul, ai venit către asociatul sau ai venit către angajatul tău? Da? Făcând asta din ce în ce mai mult, veți ajunge să reușiți
să aveți conversații profesionale atunci când e vorba de profesional și conversații familiale sau personale atunci când e vorba de chestiuni personale. Reglând asta, reglați foarte multe probleme pe care le au și angajații din echipa voastră. Pentru că și ei, când vă văd că vorbiți, nu își dau seama cine cu cine vorbește. Sunt multe situații în care ei se uită ca la un spectacol. Dacă faceți asta într-o ședință de management și apare tata, fiul sau soțul, soția sau mama copiilor care se ceartă cu directorul general și așa mai departe, pentru oamenii din firmă este un spectacol și din păcate nu este un spectacol frumos, ci este un spectacol care pe unii dintre ei care sunt mai profesioniști îi poate îndepărta și pe alții îi demotivează. Ăsta e subiectul cu care am venit eu acum. Sper să vă fi deschis niște întrebări și niște subiecte la care să vă gândiți și pe care să le lucrați. Nu uitați, formez un nou grup de antrenamente care va începe la început de februarie să lucreze. Dacă v-ar face bine să vă antrenați în a conduce ședințe și a conduce echipe, dacă formați o echipă de management sau știți pe cineva care urmează să-și formeze o echipă de management sau vrea să lucreze mai bine cu echipa de management, antrenamentele în conducerea afacerii este locul cel mai potrivit unde să devină mai buni, să se antreneze efectiv. Acolo nu facem teorie, acolo lucrăm, ne antrenăm, cizelăm comportamente și devenim mai buni cu toții. Dați click pe link, o întâlnire cu mine de 15 minute telefonică și vedeți dacă vi se potrivește acel program. Spor la lucru și ne vedem din nou săptămâna viitoare, luni, la 12:30, cu aha-ul săptămânii pe care îl vom anunța la sfârșitul acestei săptămâni. Spor la lucru!